Foștii militari acum în rezervă aduc în discuție două ipoteze în cazul furtului din Mamaia Sat. Fie atacatorul era de-al casei și cunoștea zona și modul în care soldații executau serviciul de pază, fie santinela era total nepregătită sau și-a încălcat consemnul folosind telefonul mobil care i-a distras atenția. Consemnul general spune că în postul de pază, santinela nu are voie să intre cu altceva decât echipamentul cu care trebuie să fie dotat. Armă, încărcătoare, cu muniție sau fără, baionetă și alte elemente specifice de comunicații și așa mai departe, cele date de unitatea militară, nu altele. Dacă a intrat, așa cum se spune, cu telefonul mobil sau așa cum au relatat autoritățile, este clar o încălcare de consemn. Alți militari spun că dacă soldatul s-ar fi luptat eroic cu hoțul, ar fi fost grav rănit. Cu toții sunt însă de acord într-o privință. Atacatorul trebuia să fie împușcat. În mod normal, dacă îl observa și își făcea treaba, își făcea serviciu corect, militarul trebuia să îl someze pe individul respectiv, să execute fug de avertisment, după care să tragă pe cât posibil la picioare. În cazul în care era atacat prin surprindere, obligatoriu trebuia să tragă în plin. Acestea erau variantele optime de acțiune. În cazul în care santinela se trezește cu atacatorul lângă el și nu mai este timp de avertizmente, îl împușcă pe loc. În cazul de față sunt indicii cum că ar fi fost încălcate ambele consemne, atât cel general cât și particular. Consemnul particular reglementează activitatea militarului din postul respectiv de pază. Se referă la perimetru, limite de patrulare și așa mai departe. Totodată, santinela va ține cont și de indicațiile planului de pază care îi sunt aduse la cunoștință de către superiori. Parchetul militar Constanța și polițiștii au deschis o anchetă pentru cercetarea evenimentului. De asemenea, comandantul Centrului 110 Comunicații și Informatică a numit o comisie administrativă pentru cercetarea împrejurărilor producerii evenimentului. Filtre sunt în continuare la nivel național în 5 județe.